Salut! Sper că ești gata să transpiri și să arzi calorii. Pentru că astăzi vreau să faci împreună cu mine un antrenament cardio, fără sărituri, în caz că ai vecini, în caz că te dor genunchii, în caz că încă nu ai condiția fizică să faci sărituri, dar care o să ardă o tonă de calorii și pe care îți promit că o să-l simți. Avem 12 exerciții, le-am scris. Avem 12 exerciții, le facem câte două, da? Primele două, 1-2, 1-2, 1-2, le repetăm de 3 ori, am terminat cu ele, trecem la următoarele două și așa mai departe până la final. Are 24 de minute tot antrenamentul, 30 de secunde exercițiu, 10 secunde pauză, ai timp în 10 secunde să bei o guriță de apă, atât ai timp. N-ai timp să pleci, să-ți aduci ceva, să vezi ce zice soțul dacă te sună, n-ai timp. Ai timp să bei o gură de apă, să tragi două guri de aer și gata. Începem, nu mai stăm de vorbă, începem cu, o să vezi cu ce începem, ține de tacă. Primul exercițiu, jos înspre călcâie, sus, aș mai vrea să sar, dar nu sar, 30 de secunde, go, jos. Cu toată talca, face o genuflexiune, da? Întinde mâine sus, aș mai vrea să sar. Hai! Perfect! Al doilea, închipuiesc că vrei să treci bungar, peste ceva. Jos și sus. Pas alternativ, spate drept. Sar! Am zis, ai spatele drept, da? De aia pleci cu spate drept și flexezi genunchi. Hai! Astea două, le repetăm de 3 ori în altă. 24 de minute fără pauză. Sigur, o să se întâmple. Perfect. De la capăt. Jos. Sus. Alternativ, picioare. Start. Nu uitați de ce ai început, am venit la început. Nu uitați ce vrei să... ce scop ai și obiectiv. Trecerea pe sub. Stai. Dacă simți că nu reușești să-i spatele drept, pune palmele la ceapă sau pune deasupra spatelui. Ca să te obligi cumva să-ți corectezi poziția, da? Neapărat respiri. Sper că ți-ai deschis un geam undeva. Stai aer. Perfect, le mai repetăm astea două încă o dată. Am scăpat de ele. Și trecem la urmă. 3, 2. Stai. Un pic de explozie. Un pic să zbucnești apă. Țac sus. Gândește-te că îți construiești rezistența, că arzi calorii, că stonifiezi corpul. Pentru tine faci. Stai. După asta, fii atentă, trecem la următoarele. Deci fii atentă la prima tură să înțelegi bine. Exercițiu. Următoarele două se pot executa
trebuie. Primul e foarte simplu, doi genunchi, două ridicări, trei interiorul coaptei, la mână opusă. Da? Asta e primul. Start! Înaltă, când ridici genunchii, nu te înmuia din abdomen, pentru că e ușor, te viteze. Reglează-ți respirația în funcție de mișcare, încearcă să ai o respirație constantă, să nu rămâi fără aer. Super! Următorul, bărbi cu pas, pășești, pășești. Sus, genunchi, genunchi. Da? Cu piciorul drept. Start. Jos. Pas, drept în spate, drept în față. Palme la ceapă, genunchi cu răsucire. Și... sus. Tot cu dreptul, tura viitoare. Mergem cu stângul, îți amintesc eu. Tu amintește-ți doar drept stâng la tura asta. Și... hai. Până se termină. Bun. Dacă auzi 3, 2, 1, dar nu înseamnă stop. Scopul e stop. 3, 2, 1 înseamnă repede că imediat e gata. Deci nu. Stai. Sus. Sus. Spre interior. Ha. Respiră. Dă mușchilor oxigen. Ajută inima să pompeze sângele. Mai. Acum, stângul pășește, da? Palme jos, stâng drept, sub doi genunchi. Ready, steady. Start. Stâng drept. Palme la ceafă, răsucire. Răsucire. Nu mă interesează cu ce picior încep, dar mă interesează cu ce picior pășești spre înapoi și înainte. Hai! Tura 3 deja e perfect exercițiile. Ori de cald, trebuie să le faci. Genunchi, 3, 2, go! Inspir și expir. Mă bucur, mă pot mișca, da? Există oameni care nu pot face lucrul ăsta. Nu te plânge că tu poți. Hopa, m-am apucat. 1, 2. Excelent. Drept stâng. Până zic eu, stâng drept. Dreptul. 3, 2. Go! Cu dreptul. De fapt, hai să facem alternativ. Acum cu stângul. Jos și stângul. Respir și mai atentă un pic. Dreptul. Și stângul. Și dreptul. E ultima serie. După care mergem la următoarele două exerciții și stângul. Următoarele două exerciții. 4, puncte pe podea și salt. Fii atentă. 4, 1, 2, 3, 4, salt. 1, 2, 3, 4 și salt. Am zis fără săritura antrenament, dar sincer, asta nu e o săritură în adevăratul sens al cuvântului. Ține piciorul de sprijin ușor flexat și spatele drept, schimbă. Dacă te încurcă brațele la mișcarea asta, îți spun varianta tura viitoare. Următorul, mergi pe pane și pe tălpi, ridici genunchiul la piept. Aici, sus genunchiul, drept, stâng, drept, stâng, drept, stâng. Atât.
pentru că asta e un exercițiu un pic mai complicat. Viteza de execuție poți să-ți o setezi singură. Dacă e greu, mergi mai lent. Ca să ai control și să reziști până la capăt. Dacă nu e atât de greu, mergi mai rapid. Bun, hai sus. Îți spuneam că poți să ții palmele pe șold dacă vrei. Și dacă te încurcă, le ții aici. Pornește de aici. Împărcați și 4, 3, 2, schimbă parte. 4, 3, 2, schimbă parte. Și important este piciorul ăsta pe care stai să fie flexat și te miști destul de rapid, să pompezi sângele, să arzi calorii, să arzi grăsimi. Și bun, ai jos, palme și tălpi, da? Îți așezi tălpile în podea, palmele la fel, sub umeri, fundul sus și îndrept și stâng. Inspir și expir. În a treia serie de două exerciții. Asta înseamnă că pe când o terminăm, suntem la jumătatea antrenamentului. Nu sună prea încurajator, așa? Hai, imediat e gata, hai! Bun! Ultima serie, 4-4. Te pregătești. Start! 1, 2, ușor, start! Și, start! 1, 2, 3, și 1, 2, 3, și bun. Numără singură, dacă nu ai ritmul meu, numără singură până la 4, nu-i greu. Ai variante, ții mâine deasupra sau pe șold. Ultima oară jos și facem după aia într-o următoare și o planșă. Știu că te întrebai deja, planșă de sus. Go! Hai! Încetuți cu treabă bună! Îmi place mie să zic. One step at a time. Te concentrezi asupra exercițiului care îl faci în momentul ăsta. Nu câte mai ai, cât timp mai este. Mai vedem noi cu restul. Excelent! Next! Foarte simplu! Palmele aplaudă! Sau nu aplaudă, dacă nu vrei scandal. Picioarele alternativ. Start! Brațele sunt foarte importante aici, pentru că pompează sângele, îl mișcă. Piciorul tău de sprijin, ăla care nu se duce lateral, este flexat. Vezi? Nu stai înaltă, că tu nu mai faci treabă bună. Dă-i bătaie, dacă ăsta nu-i simplu exercițiu, nu știu, e simplu. Ha! Bun, planșa. Planșa, genunchi, genunchi la piept. Varianta ajutătoare, stai în planșă dacă nu mergi cu genunchiul sau stai în planșă pe genunchi. Stai. Așa mai fi o variantă. În loc să pui palmele pe podea, să le pui, spre exemplu, pe canapea sau pe taburet, în scaun, îți dă una ușoară poziția așa, că sigur poți să mergi cu genunchii la piept. Nu știu tu, dar eu sigur am obosit și sigur îți larg de apă. Bun. Astea două, aplauzele și planșa. Da, ia câtă stânga. Brațe cu tot, hai. Împinge brațele acolo spre înapoi. Ar trebui să încep să simți și umerii la un moment dat. Doar din susținerea greutății propriului braț. Ha! Pe
Dă-i, ține ritmul, ține ritmul. Bravo! Planșa, după cum am zis, dacă te pui pe o canapea cu mâinile, vei avea o planșă mult mai ușor de susținut, dacă nu, nu îți stai. Asta bună e că, așa cum ți-am zis înainte, am trecut de jumătate antrenamentului. Dă-i înainte acolo și respiră. De rest mă ocup eu. Hai, până sună, până sună, până sună. Bun. Tura 3. Ridicură pe podea. Sper că muncești împreună cu mine. Start. Dă cu brațele acolo înapoi. Dă cu ele înapoi. Gata. Am vrut să-mi port tricou în galbe și vestea, dar nu mai pot. Și o să-mi place. Go! Ultima tură de planșă. Inspir. Expire, hai, hai. Nu ne folosim brațele la următoarele două, deci rezistă. Lucrează abdomenul, ține strâns abdomenul. Perfect, excelent, chiar. Pas lateral cu încrucișare înapoi. Pas, încrucișezi, încrucișezi. Tac. Dacă din nou te încurcă brațele, talentul tău nu este coordonarea, pune-le pe șold sau ține-le în fața ta. Spatele din mix, concentrează pe picioare. De tot timpul când fac asta, mă gândesc la un patinator viteză. Nu? Seamănă. Hai. Excelent, doi genunchi, două șuturi. Doi genunchi, două șuturi. Bueno, simplu, ca bună ziua. Start. 1, 2, 5. Dacă deja e cam obosit, cam tare, nu așa ca mine. Mergi un pic mai lent. Nu te ține chiar de viteza care am eu acum. Tu te ușurel mai lent, dar nu te mișca. Menține focul în mișcare. 24 de minute. Atâta îți cer. Bun. Patinatorul viteză. Folosești pauza. Îți regrezi respirația. Go. Brațe sau fără brațe, ți-am spus. Faci destul de larg în lateral. Dacă ești mai evoluată, ai o condiție fizică mai bună, fă-l cu săritură. Da? Că eu am zis că antrenament fără săritură înseamnă că tu nu poți să sari. Bun. Genunchi, genunchi, șut, șut. Hai. Mie îmi place să fac sport. Sincer, stai. Mie îmi place feeling-ul ăsta de a da tot ce poți din tine. Să te simți mândru la final. Eu așa mă simt. Cum am zis terminată, da, hai încolo. Vine și mândria. Ha, e timp de vorbă. Să-ți treacă timpul, hai. Ultima serie. Și după astea, good news, mai avem doar două exerciții. Gata. Start. Skitter. Ah.
nu știu, faci cardio, dacă ești la alergare, par, respiră și menține ritmul pe care poți să-l menții. Degeaba te grăbești primele 5 minute și apoi ți se taie tot și pleci acasă. Are sens. Bun. Genunchi, genunchi, șut, șut. Încă 2 exerciții, de 3 ori. Să fini. Start. Sunetul victoriei!
Bravo! Excelent! Excelent! Sunt foarte mândră! Dacă... Asta era sunetul final. Dacă ești așa ca mine, dacă ți-ai stricat freza și probabil outfitul, ai făcut treabă bună. Ne vedem... Complicat, e vară, da. Ne vedem data viitoare la un alt antrenament. Sunt foarte mândră de tine.